e. Deci trebuie să mă apropiu ca să văd ceva cu un base, nu? Să fie base, nu? Totul e, bă, m-a pierdut. Mamă, m-am pierdut! Nu mai știu pe unde se iau. Nu mai știu, gata. Băgăm aici un pământ. Dă-mi un pic un bloc pe ceva. Uite. Ca să vezi, dar unde e dragonul ăla? Pe aici pe unde mă trează, uite-mă. Uite-mă, băi nenorocitule. Tu cum ai crăpat, mă? Și cum fac cu el, mă? Dar... Gata, mă. Ce chestie am primit. Hai de pui mei. Dragon scale. Ai. Păi numai să merg în casă direct acasă, vă, că ne facem o armură bengasul ce asta. Neața! Lume! Bine v-am găsit la un nou episod. M-am speriat. Bine v-am găsit la un nou episod din Andrei's Mythic Mode, care este el și va să fie Râlecraft. Bă, pune-mă capul la loc. Râlecraft. Ne punem frumos în pat la somn, repejor, ca să se facă zi. Și zi a fost. Eu sunt Billy, gazda dumneavoastră, ca de obicei, și ne aflăm în acest mirific tărâm care este el, al Minecraft-ului. Mi-a rupt un picior, ca un lăleu. Dar nu este o problemă. Bă, mă mâncăm ne din nou în funduleț să facem niște chestii pe aici și ca să vezi și să nu crezi, am crăpat, mă. Se putea altfel. Acum nu mai știu exact cam pe unde am crăpat, dar am așa o vagă idee. Dar merem să vedem dacă... De ce e așa cețos, mă? Ce-i cu ceața asta? Am scos un pic shader-ul ăsta, că îmi ducea un pic frame-urile cam prea peste cap. Și... Este un ou. Să-l spargem. Și... Voi mi-a zis că, bă, ar fi bine să merg înapoi la dragonul cela, dai click dreapta pe el și dacă dai click dreapta pe el îți dă ceva oase sau chestii de-astea. Mă, așa că am zis, ok, de ce n-am știut treaba asta? De ce avem oaie în casă? Nu știu. N-avem idee. Și hai să mergem înapoi la dragonul la prima dată, mergem să-i luăm oasele. Și după ce-i luăm oasele... Căluții mei, ce mai faceți? Dar ideea e pe unde e dragonul, să nici aia nu mai știu. Poate ne găsim mai înainte să merem să luăm oasele de la dragon. Am înțeles că îți dă ceva oase și îți faci săbii chestii bengoase, un măr. Give me the apple. Acum, ideea e că am fost pe aici, în zona asta pe undeva, eram călare și un schelet s-a făcut, bineînțeles, beznă. Am documentat toată schema aia, că, na, știți cum, era de fapt în timp ce filmam. Și s-a întâmplat extorsiunea unui burlan într-o apă. Niște, cum le zice, că îmi scapă. Sirene, ori vreau să mă tragă ele la, știți voi, la sireneal acolo. Păi eu n-am vrut, le-am zis, bă, plecați, bă, de aici cu sirenele voastre, cu treburi, cu chestii. Să legeți, aici e cât am mai crăpastea. Frumos. Interesant, două. Aha. Oare, de ce-i văd pe așa albicioș? Te-am bengos? Ce cu el? N-am idee. Ei, eu m-am dat jos după cal, normal. Calul a plecat în lumea lui, nu știu pe unde, nu știu dacă mai trăiește. Nu știu dacă o să mai găsesc itemele vreodată.
Mă, ideea e că măcar încercăm, știi? Adică... Nu. Un pix aici. Măcar încercăm să vedem dacă le găsim. Dacă nu, asta e, ne facem alt armură acum pe cad de săbii și de chestii ce aveam pe acolo. Îmi trebuie apă să beau. De unde să beau eu apă? Apa, che vai la? Where is my apă? What the fuck is going on over here? Nu-mi spune că avem un alt dragon. Yes, avem alt dragon. Dragonule, poți să mă lași pe mine să beau niște apă numai. Repede, fii atent, rapid. Gata. E a tău, tăt. Dă-i foc, fă ce vrei tu cu el. Nu mă lasă un pe mine în pace. Și auzi, bă, de acolo de sus, nu mai ai văzut și mie itemele. Cumva, sau le-ai dat foc? Știu, dar leu, fii atent ce-a făcut aici, mă. Hai de pui, oh, hai că se întoarce către noi, duce-i de aici. Duce-i de aici. Mă, știu că era ceva turn pe lângă, nici nu mai țin minte exact toată scamatoria. Păi, dacă ne urcăm aici... A, vedem ceva? Ia ce, dar întrânta merg pe frunzele astea. Era ceva turn pe lângă... Bine, nu de asta. Ceva copaci ciudați. Și am ieșit undeva într-un luminiș. Dar pe aici poate fi pe unul. N-am fost foarte departe de casă. Știți că i-am zis că nu mă aventurez foarte departe de casă. Că nu am hartă și... Ce e aici? Nu am hartă și dacă n-am hartă, nu-i bine să te aventurezi și... Hartă, zi, de la. Compas să văd coordonatele. E o căsuță aici, mă. A, ok, putem intra pe ușă. E gol, cred că am luat eu chestiile din ea. Ai, să întrag nervii dacă mai știu, mă. Bă, deci nu mai știu, pur și simplu, nu mai știu pe unde. Nu mai țin minte. Bine că ideea a fost că m-am și enervat, că am crăpat, știi? Și, gen, am și ieșit. Aici un tombstone de ăsta, de care îți dai spawn. Da, avem deja unul făcut acolo, deci nu vrei să ne spawnăm. Bă, cred că acolo. Cred că acolo a fost chestia. Dar nu mai știu ce m-a omorât, mă. A fost un dragon. Nu a fost un... Sau de aici am venit, mă. Cred că de aici am venit. Ioi, cu moarsele, lău, tăt pe aici, mă, tăt. Vede și tu la el. Păi nu te găsește pe tine, dracu. Uai, ți-o costat a Dumnezeului. Ce m-a făcut KFC-cica. No shit, Sherlock. Hai, doamne, doamne, doamne. Bine, ideea e că mai avem ceva pe aici. Avem o săbiuță, avem o treabă de asta. Da, bla 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 bla. Dar cel mai important lucru, am pierdut casca de valoare, mă. Ăla e cel mai important. Dar important e că avem un prismarine crystal, nu știu ce e ăsta. Avem 4 diamante. Punem și casca asta. Ne îmbrăcăm de la SH. Cât te zici un ceas? Ai, numai două, mă. Bă, mai avem un saddle. Bun. Asta îmi trebuie agility level 8. Ce? Dar nu aveam. Agility. De ce îmi trebuie agility level 8 support acel saddle? N-am idee. Suggets? Give me the suggests. Aha. Ce mai trebuie să mai am eu? Cam atât dacă le deodată. Trebuie să mai să... O să încerc să mai iau un cal. Că... 100% nu-l mai găsesc pe ăla. Și să mergem pe acolo să vedem ce și cum. Numai că aștept să mai fac o altă zi. Și... Între timp o să mergem să luăm niște...
niște vaci la omor. Cred că încolo merele dragon, așa. Mă, după sare, după sare, avem unde verde. După sare, acum. Știți cum e? Nu prea ce e după sare în jocul ăsta. Da, uite aici merele dragon. Bun. Așa. Pe aici vom merge atunci. Pe aici, pe aici. Pe aici, pe colea. Hai să dăm un click dreapta pe ăla și să fugim repede acasă cu oasele de dragon, să le punem acolo. Am dat ceva în cuferele astea, mă, nu cred că nu ratez nimic în cufere. De obicei, dacă am trecut de opac. Oh. Am ratat ceva totuși. Ah, ia te uite. Ca să vezi. Dar unde e dragonul ăla? Pe aici pe undeva trebuie să... Uite-l, mă. Uite-l, mă. Băi, nenorocitule. Tu cum ai crăpat, mă? Și cum fac cu el, mă? Da... Gata, mă. Oh, ce chestie am primit. Hai de pui mei. Dragon scale. Hai. Apoi numai să merem în coste direct acasă, bă, când îi facem o armură bengasu. Ce asta? Inima? Fire Dragon Heart. Bețaș, inima ta. Vine în coace să-ți dau și ție omor. Nu pleca, nu fugi de mine, te rog frumos să vin înapoi. Bă, vino înapoi că dau cu arcul după tine. Da, dacă îi dau un cap, nu? Ușa mai mult damage. E, nu știu, oricum nu știu care e capul la creatura asta. Vino înapoi, bă! Ne lălâim aici cu itemele astea după noi, îmi pui mai mere după lălâul ăsta. Cristoșii lui. Și le pierdem pe toate să vezi de nu. Doamne, e fer și păzește. Nu știu ce șansă mai găsim noi să mai găsim un dragon mort. Așa de antrânta pe hartă. Numai ceva minuni se poate întâmpla. Hai să... Uai de pui mei că vine bezna. Pune sabia asta. Măcar dacă apare ceva în fața noastră, îi dăm direct omor. Eu stă la discuții. Bă, nu-mi zic că m-am pierdut. Că nu știu zona asta pe aici. Hai că m-am pierdut. Bă, nu fi lălău, nu spune că te-ai pierdut acum, nu-i momentul! Ai, de capul meu. Bă, încotro iau. M-am pierdut, mă. Bă, deci stai, mă, că nu-i bine, mă, stai, mă. Vai. Cum satana, mă? Ha, uite, mă, că aici e satul lângă noi. Cum satana, mă, să mă pierd lângă sat, mă? Mi-era chiar culmea să-mi pierd aici. Ai, hai repede, nică și mor de sete. Vai. Vai. Dar nici n-am apă pe aici, n-am nimic. Poteam o sticluță pe undeva, o pun în pat. Dorm repede. Sper că nu sare ceva pe mine, nu mor în somn de deshidratare. Pun astea pe aici, pe undeva, așa. Nici nu știu ce pun, ăla nu mi-l trebuie. Oasele astea. Nu știu care este dragon, care nu. În fine, ideea e că le punem acolo. Merem și bem o gură de apă. Fugi repede. Mă, bun. Unde e apa? A, da, paneamule, yeah. A, da. Hai că parcă și-o mai revenit un pic. Parcă e ceva mai în regulă. Mâncă de asta, mă, ce se întâmplă? Nu știu ce se întâmplă, mi-a dat ceva chestii, dar mă mișc foarte încet. Mi-a dat paralel, paralelism, paralelism, ce satana, m-am paralizat acolo direct. Nu puteam mișca. No, bun, hai să vedem ce se poate face cu itemele alea. Woo! Poate ne facem ceva armuri de alea bengal sau sabie, ceva, mă. Îmi pleacă, bă, de aici, lăleule. Hai să vedem. Deci avem așa. Avem 4 dragon bone. Și avem... unde am pus aia? Unde am pus solul dragonului? Avem așa. 30 de solul de dragon, bun.
Dacă noi dăm click, cum, stai, cum se făcea? Cum se făcea schema? De ce satana mi s-a oprit filmarea? Nu știu. Dar mi s-a oprit, asta e important, habar n-am de ce. Cred că așa a vrut el să se oprească. Cristoș. Bun. Hai să încercăm să ne găsim itemele frumos, să vedem dacă reușim. Între timp o să luăm noi niște vaci la scandal pentru piele, pentru că în caz că nu le găsim, să avem frumos, să ne facem plăsca aia, așa cum îi zice. Le plăscă. Și da, mă, uite, să încercăm să îmblânzim un căluț ca să parcurgem mai multă distanță. Hai să vedem. Reușim? Căluțule. Hai, iepui mei, de Tyrant Dragon, de nu știu ce, de Cristos și lui, tot să aici, bă. Bă, calule, stai să te îmblânzesc că vine tiranii, tu n-auzi? Nu fi tâmpit, rămâi aici lângă mine, rămâi cu mine. Fii al meu, am zis. Bă, tu ești a meu, nu că tot comentez. Ale mă, cu... Bă, stai, mă! Bă, tu stai aici, gata, mă, să te împreacini, hai. Așa. Bun. No, hai să încercăm acum să vedem dacă ne găsim itemele. Deci, ideea a fost că noi ne-am dus cu un cingan pe aici, da? Pâg de pâș. La un moment dat, o sări niște sirene pe noi. Nu știu pe unde și de ce. Dar o sărit. Și ne-o luat în captivitate. Așa că noi am luat-o în pădure pe aici. Tăc, 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 tăc. Bun. Am luat frumos așa niște pe pădure, pe pădurice. După cum vă spuneam. Și, la un moment dat, am dat un fel de... E ce-l văd. De un pom ciudat, mă. Dar pomul ăla ciudat e acid, în ce văd eu. Ești așa, mă. Și era unul ăsta, mă. Aha. Și pe aici nu mai știu ce am făcut. Cred că am luat-o înainte cumva, pe aici, pe un pădure, eu știu. Nu știu ce satan. Și, Doamne iartă-mă, ce se întâmplă? Ce... Bă, alo? Tudut! Claxonez și eu. Tudut, tudut! Nu știu ce m-au atacat, dar ceva m-au atacat. Și mi-a dat și blind. Bun, bun, hop, bun. Și dacă nu mă înșel eu, dacă nu mă înșel, cred că pe aici pe undeva am crăpat. Ia-l pălălău ăsta la scandal, mă. Pleacă-vă de aici. Piticu, nu-l văd pe pitic. De ce e invizibil? Fugi. Hai de puii mei. Bă, da, cred că pe aici pe undeva am crăpat. Da. Da. Ia, bă, cum să ferește, mă! Stai, mă, să ne ducem aici, să ne dea asta putere. Dă-ne forță, tu! Dacă o luăm așa, treptat, știi? Îl pleznim pe prost. Și ne întoarcem. Și mai facem o manevră de-asta. Pă, piticule! Piticul porno care fuge, mă, tu ești proști. Nu fi tâmpit. E și indivizibil al dracu, bă. Măcar să scăpăm de unul. A, să face best, nu, până când vă omor eu pe voi. Lăsați-mă în pace, că trebuie să-mi iau itemele. Hai că n-am vreme de stat cu voi, bă, ăștia-s nebuni, mă. Unu. L-am rezolvat. Holy moly. Ah, m-o prins la înghesuială, m-o prins la înghesuială, m-o prins la înghesuială, m-o prins la înghesuială. E de dei una, e de dei una, ăla-i, mă. Nu știu ce mi-a dat o sabie de bronz, dar e bună, don't go. Atunci, unde mi-e calul, bă? Ia, bă, cum mi-a ucis calul aproape.
Hai bă, pixilor. Nu, bun, ideea e că pe aici, pe undeva, pe aici, pe undeva, pe în zona asta, am pierdut noi itemele. Că știu că se vedea la un moment dat un turn. Dar nu mai știu exact din ce parte am venit, numai că dacă mai stau eu mult pe aici, un backpack, mă. Păi, ești nebun. Cum îl iau? Asta nu e a meu. Asta nu e a meu, fecior. Cum îl iau de acolo? L-a luat, mă! Ăla-i, mă! No, fii atent, calule! Hai să ne băgăm aici la... la ascunziș. E, nu puteam să nu nimeresc gen un... cobblestone aici, era mai... plăcut dacă nu nimeream. Mă bag undeva aici. Apoi păi păsat atât cobblestone, mă. Aparent, da. Ah, bun. Stăm aici așa, păstă noapte, păstă beznă, că nu vrem să ne pierdem itemurile. Și apoi revenim după ce se face ziua.